dialogul de joi, conversaționăm Donnerstag. Ansagen am telefon. Vom face astăzi tot un exercițiu des întâlnit la testele de limbă. Ne se cere să ascultăm un mesaj telefonic și să răspundem la următoarea întrebare. Sie müssen heute noch zum Arzt. Welche Nummer müssen Sie anrufen? Așadar, trebuie să ajungeți astăzi la medic. Ce număr de telefon veți apela? Și avem trei variante de răspuns. În cazul testelor, veți auzi doar acest text, dar acum să-l citim împreună. Anruf beantworter, mesageria vocală. Sie sind mit der HNO-Praxis von Dr. Moll in der Reichstraße 26, Telefon 0806-1226 verbunden. Leider rufen Sie außerhalb unserer Sprechzeiten an. Diese sind Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12.30 Uhr und Montag, Dienstag und Donnerstag nachmittags von 15 bis 18 Uhr. Am Freitag findet eine durchgehende Sprechstunde von 9 bis 14 Uhr statt. In dringenden Fällen wenden Sie sich an den Notdienst unter der Telefonnummer 116117. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Sunteți conectat la cabinetul medical al doctorului Moll din strada Reichstraße numărul 26. Telefon 0806-1226. Din păcate ați sunat în afara orelor de vizită. Acestea sunt luni, marți, miercuri și joi de la 9 la 12.30 și luni, marți și joi după masa de la 15 la 18. Vinerea ne găsiți în mod neîntrerupt între ora 9 și 14. Da? Sau ne puteți vizita între orele 9 și 14. În cazuri urgente, vă rugăm să apelați la urgențe prin sau formând numărul de telefon 116-117. Vă mulțumim pentru apel! Așadar, welche Nummer müssen Sie anrufen, wenn Sie noch heute zum Arzt möchten? Primul număr de telefon este numărul de telefon al cabinetului medical. Celelalte numere care apar în text se referă la orele de vizitare. Iar ultimul număr este numărul de la urgențe. Așadar, dacă această persoană dorește urgent la medic, va trebui să sune acest număr. Răspunsul corect este punctul B. Acesta a fost dialogul de joi, astăzi sub forma unui exercițiu de Hörverstehen. Pe data viitoare! Bis bald! Schönes Wochenende!